Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă prezint update la orhideile mele. Am primit un comentariu și am înțeles că trebuie să fac acest video, mi-a sugerat. Așa că eu la moment am 3 orhidei Phalaenopsis și o orhidee Dendrobium nobil. Super arată și una e înflorită, tocmai de jumate de an. Și încă țin florile și acum, foarte mult. Nici nu m-am așteptat atât de mult să țină. Iată, sunt foarte frumoase, superb. Din februarie am florit până acum în august. De fapt, a avut foarte multe flori pe ea, a avut 2 tije, a mai rămas o tijă, acestea sunt ultimile flori, după care voi tăia tija după ce trec. Dar au trecut, au fost o mulțime de flori și acelea au trecut și au înflorit acestea deja. Și vom vedea acestea cât vor ține. Vedeți aici avea flori, deja am tăiat și așa o orhidee harnică. Și o cresc în scoață de salcie pe care eu am strâns-o de la salcie și am fiert-o în apă să dispară toți ciuperci sau mai știi. Și acum așa arată. Rădăcinile tot ok. Aici abia acum a pornit o frunză. Foarte de mult nu a pornit să crească pentru că a fost înflorită. Frunza aceasta a crescut anul trecut și iată abia acum o frunzuliță nouă. Abia acum am observat-o. Frumos. Și o frunză se usucă, dar e normal. Iată aici. Încet, încet se usucă. Își extrage energia și îi dă la frunza nouă. Pare bine, orchideea se simte foarte bine. Iată. Super flori. Eu cred că ați văzut video-ul de mele în care am prezentat update la această orchidee când era plină cu flori. Un video de genul plantele mele sub lumina artificială în februarie, martie, ceva de genul ăsta. Dacă urmăriți canalul meu. Următoarea este orhideea pe care am găsit-o aruncată în 2019. Și iată frunza cum crește acum. Am salvat-o. Crește frumos. Și e sănătoasă. Poate curând va începe să crească vreo tijă, dar vom vedea. Mai așteptăm, nu ne grăbim. Trebuie să mai crească vreo frunză nouă ceva. Aceasta nu de mult a crescut, înseamnă că curând nu va crește. Pare bine. Link-ul la acel video în care am găsit orhideea și după care cum am salvat-o, am 2 videouri. Am să vi le adaug în descriere. Dar sper că ați văzut. Dar oricum, sunt abonați noi întotdeauna. Așa arată aceasta acum. Superb. Și această orhidee arată bine și acum are o frunză nouă, apoi l-a crescut și înflorește în roz deschis. Am avut o orhidee care înflorea în galben pe care am dăruit-o. Iată așa arată acum. Vom vedea cum se va dezvolta. Aici rădăcinile sunt ok. Trebuie să mai ud pe ele. Le ud vara de 2 ori în săptămână, iarna o dată în săptămână sau chiar mai rar. Deci, depinde, mă uit la rădăcini să fie argintii. Următoarea e orhidea Dendrobium nobil și au căzut frunzele de pe lăstarul nou, după cum observați, dar oricum, din rădăcini va mai crește vreun lăstar ceva nou și vom vedea cum se va mai simte. Iată, frunza a rămas doar. Pentru că nu am reușit să o ud la timp, că am multă treabă de făcut, am multe chestii și nu reușesc totul. Asta e vara, așa e vara. Dar e normal să mai cadă frunzele și n-am pierdut-o. Aștept să crească ceva nou deja. Vom vedea peste un timp anumit.
Am cam puține orhidee și probabil voi mai cumpăra vreuna. Voi vedea. Voi câte orhidee aveți, scrieți în comentarii. Și vă mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-mi, puneți like, distribuiți și ne vedem data viitoare. Dacă doriți, abonați-vă și la canalul de fotografie. O zi cât mai frumoasă pe data viitoare!